mint? Nu se aude nimic. Nu se aude? Da. Se aude sau nu se aude? Da? Bună ziua! Bine ați venit, mulțumim că sunteți aici. Astăzi avem o conferință de presă în care vom vorbi despre două programe de finanțare ale Administrației Fondului pentru Mediu și îi voi da cuvântul domnului ministru al Mediului, Apelor și Pădurilor, Costel Alexe. Mulțumesc! Bună ziua tuturor! Mă bucur că ați dat curs invitației noastre. Vreau să vorbim astăzi despre două teme importante pentru ministerul pe care îl conduc. Este vorba despre investițiile pe care le facem prin administrația Fondului pentru Mediu. Și după cum bine știți, în acest an avem un buget dublu față de anul trecut, cu o creștere de la 1,5 miliarde de lei la 2,8 miliarde. Este și motivul pentru care, pe lângă programele tradiționale ale Administrației Fondului pentru Mediu, lansăm în acest an și câteva programe în premieră pentru România. Un astfel de program în premieră este și Casa Eficientă Energetică, pe care am lansat-o ghidul în consultare publică împreună acum, cred că câteva luni. Este momentul în care consultarea publică a luat sfârșit și ea va deveni realitate cu depunere pentru cetățenii României începând cu 15 septembrie. Este un program prin care toți românii pot primi sprijin din partea statului român în sumă de 15.000 de euro, sumă nerambursabilă prin administrația Fondului pentru Mediu. V-am mai vorbit despre acest program chiar înainte de a fi lansat în dezbatere publică. Astăzi vreau să-i anunț pe români că suntem aproape de start și au timp până pe 15 septembrie ca fiecare dintre ei să-și pună ordine în hârtie și, evident, să se hotărească ce vor să facă cu această primă de eficiență energetică de 15.000 de euro din partea statului român. Pentru acest program, bugetul este de 430 de milioane de lei. Din acești bani vom finanța eficientizarea energetică pentru circa 9.000 de case din țara noastră. Fiecare proiect depus va primi finanțare în cuantum de 60% din costul investiției, dar nu mai mult de 15.000 de euro. Programul nostru, vreau să-i informez pe români, are un scop clar: reducerea consumului de energie din casele noastre și, evident, a emisiilor de gaze cu efect de seră. Astăzi, din păcate, cele mai multe case din țara noastră nu sunt bine izolate. Este și motivul pentru care pierderile de energie ajung până la 30% doar prin pereții exteriori sau la 25% prin geamuri sau prin acoperiș. Ce trebuie să facă un proprietar de casă pentru a primi această finanțare? În primul rând, trebuie să-și realizeze acel audit energetic al locuinței. Trebuie să vedem de la ce plecăm. Apoi să facă un proiect prin care eficiența energetică a casei să crească măcar cu o clasă energetică, din B în C, din C în B sau din B în A. Din proiect, evident că va rezulta și ce lucrări trebuie să făcute pentru a atinge condiția finanțării. Fie instalarea de ferestre izolante, fie izolarea acoperișului, a pereților exteriori, ori montarea unei centrale mai eficiente, a panourilor solare, sisteme de ventilație, corpuri de iluminat cu LED, senzori de mișcare sau orice poate duce la eficientizarea energetică a locuinței. Toate aceste echipamente, dar și altele, sunt eligibile prin acest program. Vreau să informez pe toți cetățenii României, având în vedere și această pandemie de COVID-19, înscrierea în program se va face online. După acceptarea cererii, proprietarii vor primi un număr unic de înregistrare. Asta înseamnă că au la dispoziție 60 de zile pentru a veni cu tot dosarul. Ele trebuie finalizate
și mă refer aici la aceste investiții, în termen de 18 luni. Proprietarii de case pot cumpăra echipamente de unde vor ei din țara noastră. Lucrările, trebuie menționat foarte clar, nu se pot face în regie proprie, ci cu firme specializate, tocmai pentru a avea garanția unor lucrări bine efectuate. La final, administrația Fondului pentru Mediu decontează cei 60% din investiție după un nou audit energetic al casei pentru a vedea trecerea dintr-o clasă energetică inferioară într-una superioară. Astăzi, sectorul clădirilor este unul, după cum bine știți, dintre cei mai mari consumatori de energie și cea mai mare sursă de gaze cu efect de seră. A doua temă a acestei conferințe de astăzi este tot pe subiectul eficienței energetice și vreau să vă anunț pe toți că astăzi lansăm în dezbatere publică programul de eficiență energetică pentru școli și grădinițe. Orice școală din România poate primi finanțare de la noi pentru lucrări de izolație termică, încălzire centralizată, reducerea consumului de energie sau emisiilor de gaze cu efect de seră. Prin acest program investim 384 de milioane de lei pentru ca aceste clădiri, în care copiii noștri petrec foarte mult timp, să fie bine izolate, călduroase, plăcute și sănătoase. Acești bani ne permit să eficientizăm energetic aproximativ 400 de unități de învățământ din România. Și astfel vom reuși, dincolo de confortul asigurat celor care învață în aceste unități de învățământ, să reducem această presiune de pe tot ce înseamnă podurile României în materie de lemn de foc. Majoritatea, ca să nu spun că toate aceste unități de învățământ, astăzi se încălzesc cu lemn de foc și ard în fiecare an cantități însemnate. Școlile sunt astăzi, evident că, cele mai mari consumatoare de energie și în Europa peste 65 de milioane de elevi și aproximativ 4,5 milioane de profesori petrec între 170 și 190 de zile anual și aproximativ 70% din timp este petrecut în interiorul clasei. Situația este la fel și în România. Eficiența energetică a școlilor sau a grădinițelor are un dublu avantaj. Pe de o parte, se reduce consumul de energie și scad costurile cu utilitățile. Pe de altă parte, sănătatea profesorilor și a elevilor este mult mai în siguranță. Calitatea aerului din interior ar putea stimula performanța elevului, spun datele statistice, cu până la 15%, atât în ceea ce privește și viteza de lucru, dar și în ceea ce privește nivelul de atenție și concentrare. Nu mai punem la socoteală că din cele 7.000 de unități de învățământ din țară, peste 25% au ca sursă de încălzire soba cu lemne. E un obiectiv al nostru ca și în anii ce vor urma să finanțăm în continuare acest program până vom reuși să eliminăm toate aceste unități de învățământ din a se mai alimenta și, evident, a se încălzi cu lemn de foc. Asta înseamnă, vă repet, un obiectiv al nostru tocmai pentru a reduce presiunea actuală de pe pădurile țării. Mi-aș dori ca în maxim 3 ani de zile, la nivel național, prin eforturi guvernamentale sau fonduri europene, să reușim eficientizarea tuturor unităților de învățământ din țara noastră. Am gândit acest program și prin prisma lansării de către guvern a Programului Național de Racordare a Populației și, evident, a clienților non-casnici la sistemul integrat de distribuție a gazelor naturale. România, cu mari rezerve de gaze naturale dovedite, are un grad de conectare la rețea de 36%, în timp ce țări cu rezerve mult mai modeste sau aproape deloc stau mult mai bine. Ungaria la 90%, iar Republica Moldova este la peste 75%. Finanțăm
primăriile cu 90% din valoarea acestor investiții pentru unitățile de învățământ, dar nu mai mult de 1.500.000 de lei pentru fiecare primărie, cu precizarea că localitățile cu mai mult de 4.000 de locuitori pot depune 2 proiecte, deci pot obține până la 3 milioane de lei. Ce finanțăm concret? Dotarea instituțiilor cu centrale termice, dar și înlocuirea centralelor sau a componentelor sistemelor de încălzire cu unele mai performante. Prin acest program, instituțiile de învățământ vor mai putea monta tâmplărie cu geam termopan, izolație termică, fațade și, evident, terase și alte lucrări menite să reducă pierderile de energie termică. Tot prin acest program, instituțiile de învățământ vor putea utiliza sisteme nepoluante pentru obținerea necesarului de energie sau pentru anumite utilități, sisteme de încălzire a apei care utilizează energia solară, panouri fotovoltaice. De asemenea, vor putea reduce consumurile energetice prin schimbarea corpurilor de iluminat sau instalarea inclusiv a senzorilor de mișcare. Vor putea fi, de asemenea, instalate sisteme moderne de eficientizare și monitorizare a consumului de energie. Am prevăzut prin program și o cotă de 16% pentru reparații în urma executării acestor lucrări. Din estimările noastre, un astfel de proiect va produce o scădere a facturii la energie a unității de învățământ de circa 45% în scenariul renovării de bază și de circa 65% în scenariul renovării aprofundate. Poate vă întrebați de ce investim anul acesta în proiecte de eficiență energetică. Investim pentru că la fiecare un euro investit în acest domeniu se economisesc 3 euro și acest lucru îl spun toate statisticile în acest moment pe care la care putem avea acces în piață. Asta înseamnă că eficiența energetică este cea mai rentabilă metodă de a combate schimbările climatice tot mai des prezente în viețile noastre și avantajele, evident că pentru mediu, sunt mult mai mari. Raportul cost-beneficiu al renovării energetice aprofundate a clădirilor poate fi de până la 1:4 atunci când includem rezultate și pe cele legate de confort și sănătate. Astăzi, doar despre aceste două teme am ținut să facem această conferință. Dacă sunt întrebări pe subiect, vă stăm la dispoziție. Da, vă rog, dacă aveți întrebări. Luminița Morveanu, te rog. Bună ziua, am nevoie de câteva lămuriri. A spus că se încheie, vorbesc de primul program, cel cu casa eficientă energetic. Programul se închide și beneficiarul primește subvenția de la stat după ce se face un nou audit. Cine va face acest nou audit? În principiu, un cert energetic, stimați colegi din mass media, costă în jur de 300 de lei. Vă spun costurile aproximativ ale pieței, iar iau un audit, cred că în jur de 900 de lei. Aceste costuri, evident că le vor face cei care își doresc să fie beneficiari acestui program. Deci și sunt și eligibile. Asta am citit că sunt eligibile, dar credeam că, de exemplu, vrea autoritatea să aibă proprii auditori care să aibă certitudinea că se întâmplă acea creștere de clasă. Nu. Cine să aibă? AFM-ul? Da, poate amplamează niște... Nu. Deci important este ca astăzi Guvernul României să-și debirocratizeze tot sistemul și ar trebui descentralizat inclusiv aceste activități. Asta ar mai trebui acum a femeului să mai aibă și un corp de auditori energetici. De la AFM mă aștept de la foarte multe surprize, mă scuzați, când asta e situația. Apoi, a spus problema că foarte multe unități de învățământ de la noi, care sunt în ținta acestui program, celui de-al doilea program, pentru unitățile, instituțiile publice, sunt dotate cu sobe. Și a spus că vreți ca prin acest program să se schimbe acest lucru.
în ideea în care tot dumneavoastră a spus că nu există rețea de gaze naturale și șansa de a fi țara împânzită de rețele de distribuție este destul de mică, această schimbare care se face prin eficientizare se ajunge tot la folosirea de lemne. Vă gândiți numai la niște sobe, peleți și alte forme superioare de valorificare a lemnului? Cert e că astăzi, dacă îmi permiteți, aș putea să fac și precizarea. Guvernul din care fac parte investește în prima etapă 200 de milioane de euro și apoi până la 900 de milioane de euro tocmai pentru extinderea rețelei naționale de gaze naturale și modernizarea acesteia. Adică estimăm că un număr foarte mare de comunități care nu au văzut gazul natural vreodată vor reuși să-l vadă sub această guvernare. Și doi, e important să trecem de la sistemul clasic de a pune lemnul în sobă ca să producă energia termică la instalarea de centrale termice care să folosească superior acest material lemnos sau își pot instala centrale pe peleți, brichete sau orice alte... Am înțeles, ați pomenit de orizontul de timp care în astfel de situații, construcții recte, ele se întind binișor ca să nu spun spre infinit. Luați exemplu autostrăzilor și să știți că e o treabă că se poate. Dar e, ca e mesaj, ca idee, e minunat. Totul este să se întâmple. Și al treilea lucru este vorba de derularea în sine a primului program, revenind la el. Avem exemplu nefericit al programului privind instalarea de panouri fotovoltaice, care este cu mare tămbălău. De aceea am spus că încrederea în AFM începe să scadă vertiginos. Nu este definitivat acel program nici acum, cu foarte mare impact la populație. Acum puneți problema ca 9.000 de, cel puțin 9.000 de beneficiari, hai să zic 12-13.500, că a spus că se, am citit puțin programul și a zis că se primesc 150% din numărul de beneficiari, ca să aveți de unde selecta, ca instituție vorbesc. Cum vedeți dumneavoastră că AFM va putea să îndeplinească criteriile din program, termenele, când e angajații AFM-ului mai au câteva zeci de mii de contestații de rezolvat de la program, pun problema numai programul de sisteme panouri fotovoltaice, plus cele 13.000 care vor veni să le verifice. Cum vedeți dumneavoastră organizarea de acolo, astfel încât să nu mai existe acele sincope și acele nebunii cu comunicate care nu sunt comunicate, care nu sunt legale, ba sunt legale, ba neoficiale, ba oficiale. Și poate ne faceți și o referire vis-a-vis de cum trebuie presa să privească un comunicat de presă primit de la AFM. Ceea ce comunică este corect sau nu? Mulțumesc! După cum bine știți, încă de la preluarea mandatului în 5 noiembrie am spus că programul panouri fotovoltaice a fost gândit prost, implementat prost și asta nu o spun eu, o spun și cei care lucrează în AFM. Dar l-au susținut, așa ați declarat și inclusiv l-au spus la momentul respectiv, au spus-o în ceea ce privește eficiența lui, inclusiv cetățenii României. Eu ca ministru sunt obligat să duc mai departe proiectele predecesorilor mei, la fel cum și cei care vor urma la acest minister sau în Guvernul României, vor trebui să o ducă mai departe. Nu putem să ștergem cu burețele toată activitatea celor care au fost înaintea noastră. La momentul actual, nici eu ca ministru nu sunt mulțumit de managementul administrației Fondului pentru Mediu, pentru că în condițiile în care Guvernul României a dublat bugetul AFM-ului pentru 2020, cu siguranță așteptările sunt mult mai mari de la această instituție. Astăzi, din cele 26.000, așa cum a fost el conceput prost și implementat prost proiectul, pentru că, având în vedere finanțarea europeană, nu puteam susține din fonduri guvernamentale implementarea acestui program, mai ales că, în ghid, din nefericire pentru cetățenii României, cei care l-au conceput, și nu Guvernul Liberal, nu au menționat faptul că pot fi solicitate clarificări. Și așa am ajuns și cu acea presupusă tentativă de viciere a depunerilor în situația în care astăzi un număr foarte mare de români nu au putut beneficia de acest program. Astăzi, aproximativ 14.000, știu sigur, de dosare au fost aprobate din cele 26.000. Evident că au fost transmise
către contracte, către semnare de către populație și o parte s-au și întors de la beneficiari. Cert este că am trimis în această săptămână colegi din cadrul Ministerului, evident, și secretarul de stat responsabil cu APM-ul pentru a veni cu soluții în ceea ce privește eficientizarea managementului de la administrația Fondului pentru Mediu. Pentru că avem numeroase programe, avem un buget foarte mare, iar interesul nostru este să-l consumăm, să avem execuție bugetară bună. În ceea ce privește acest program de panouri fotovoltaice, cred că ori la finalul acestei săptămâni, ori săptămâna viitoare, vom spune ce vom face cu el pentru perioada care va urma, pentru că acela care a început anul trecut, cu câte cereri admise vor fi, cu ele vom urgenta să fie implementate cât se poate de repede. Că interesul nostru este să consumăm banii și mai ales să vedem acești 14, 15, 16 sau 16 mii de români care sunt beneficiari cu proiectele implementate. Pentru că e o oportunitate pentru cetățenii români și mai ales o sursă de a reuși să nu mai consumăm alte resurse energetice, ci să folosim fracția solară. Nu ne-a spus cum se rezolvă problema? Ce mai sunt 12.000 de contestații? Astăzi, la administrația Fondului pentru Mediu, este încheiată această perioadă de evaluare a contestațiilor. Cu siguranță, în cursul acestei săptămâni, și cei de la administrația Fondului pentru Mediu și Ministerul va comunica care vor fi pașii pe care o să-i facem și care vor fi deciziile noastre privind managementul de acolo. Nu vreau să monopolizez discuția, dar nu este nicio contestație respinsă, pardon. Cum? Nu este nicio contestație respinsă, așa se vede. Deci eu ce vă... Dar nu mi-a spus totuși cum se rezolvă problema managementului. Câte mii sunt de la panouri fotovoltaice, cu mii care vin de acum? Cum se rezolvă? Ceea ce privește administrația Fondului pentru Mediu, acolo colegii de la proiecte sunt împărțiți pe fiecare proiect în parte, fiecare program. Avem astăzi... Nu, iertați-mă, nu vreau să înțeleagă opinia publică că astăzi administrația Fondului pentru Mediu este sub o formă sau alta blocată, pentru că este fals. Avem astăzi programul Rabla Classic și Rabla Plus, care funcționează chiar și în vremuri de pandemie foarte bine. Colegii de acolo au și evaluat, iar astăzi suntem la nivel de Rabla Classic aproximativ la același număr de vouchere acordat ca în 2019. Iar în ce privește Rabla Plus, mașinile electrice, cred că suntem la momentul la care vorbim în jur de 1500 și ceva de vouchere, mașini rezervate, iar acest program va fi unul de succes pentru România. De asemenea, toate celelalte proiecte și programele administrației Fondului pentru Mediu funcționează concomitent, fiecare program având un număr dedicat de colegi care se ocupă. Da. Diana, te rog. Bună ziua! Tot despre programul Casa Verde Fotovoltaice, vă rog. Pe 27 iulie, AFM mi-a transmis că sunt 218 solicitanți care figurează cu statusul contract încărcat. Astăzi îmi spune că sunt 1600 care figurează cu contract încărcat. Însă, aceste contracte încărcate, spun instalatorii, mai au nevoie de încă o aprobare a administrației Fondului pentru Mediu, astfel încât instalatorii să se apuce de montarea panourilor. Când vom vedea primele panouri montate, având în vedere că programul a fost lansat acum un an și jumătate și nu avem nici măcar un panou instalat? Și e acest termen limită de 8 luni, iar instalatorii spun că ei nu se vor putea urca la iarnă pe case să monteze panouri fotovoltaice. Pe acest subiect, în momentul de față, contracte transmise spre semnare 5776, contracte primite de la beneficiari 1402, ele intră, evident, pe circuitul de nou pentru la administrația Fondului pentru Mediu și apoi proprietarii vor avea posibilitatea cu instalatorii să-și monteze aceste panouri. În această săptămână o să vă comunicăm care este stadiul acestor 1402 contracte care au fost transmise și primite de la beneficiari semnate când vor fi montate. Mulțumesc, alte întrebări? Nu, mă scuzați.
casa eficientă energetic și iluminatul și... Mă scuzați, cum este contabilizată? Poate v-a explicat dumneavoastră, eu nu pot să-mi dau seama. Cum crește calitatea, eficiența energetică a clădirii atunci când îți schimbi iluminatul la tine acasă? Ca să-l contabilizez, că asta e condiția. Important este ca prin acest cumul de instalații sau de instrumente care sunt montate acolo, nu faci altceva decât să reduci consumul de energie. Iar iluminatul cu LED și cu senzor, evident că îți poate reduce considerabil factura la energie electrică. Ok. Mulțumim tuturor.